În utilizarea substantivului, multe greșeli, doamnelor și domnilor, se fac în ceea ce privește pluralul. Sunt situații în care normele admit două forme de plural, ambele având același înțeles. Haideți să vedem și pe micul ecran. De exemplu, de la copertă este corect să spunem la plural coperți, dar și coperte. Ambele forme sunt corecte. La fel, de la substantivul nivel, la plural vom spune nivele, dar și niveluri sunt corecte, observați ambele forme. De la tunel avem pluralul tunele, dar și tuneluri, deci aici nu greșim dacă folosim tunele și nu greșim dacă folosim tuneluri. De la gălușcă, observați că tot două forme sunt acceptate, găluști și găluște. Uh, și la fel de la hamac. De la hamac avem forma de plural corectă hamacuri, dar avem și forma de plural um, hamace.